În ciuda tuturor promisiunilor electorale, Comuna Teasc din județul Dolj pare să rămână blocată în trecut. Oricine străbate această localitate nu poate fi decât dezamăgit să constate cât de puține lucruri s-au schimbat de-a lungul anilor și cât de multe au rămas nevoile oamenilor. De la gunoiul împrăștiat pretutindeni la apa care nu este potabilă, iar canalizarea care nu se poate folosi, și până la faptul că nici măcar un metru din drumurile comunale nu au fost asfaltate, toate reprezintă probleme vechi în Teasc și totuși atât de actuale. Cel responsabil de toată această situație pare însă lipsit de astfel de apăsări. Contactat de către echipa 20TV, primarul comunei Teasc a vorbit cu nonșalanță despre ce probabil că se va face în comună. Mai asfaltați, nu mai asfaltați? În ce stadiu mai sunteți? Așteptăm, mai avem de lucru la ele, da. Când credeți dumneavoastră că ați turnat primul metru de asfalt la dumneavoastră în comună? Probabil anul ăsta. Nu să sunteți... terminăm, deci să semnăm contractele cu ministerul, după aceea. Am înțeles. Discutăm termene. Nu avem niciun termen la momentul ăsta. Nu este nimic sigur. Deocamdată nu. Și cu apa potabilă ați rezolvat situația? Da. Adică apa să este potabilă? Nu, vă întreb dacă apa este potabilă în comuna Teasc. În comuna Teasc, jumate da, jumate nu. De la probabil și până când locuitorii comunei Teasc vor călca pe asfaltul mult promis, este cale lungă. Până atunci însă oamenii trebuie să se descurce cu seria de promisiuni electorale și cu speranța că într-o zi va veni și schimbarea în bine.